Vineri 24 februarie, la Muzeul de Istorie din Roman, a fost deschisă o altă expoziție etnografică temporară intitulată Periplu prin Istorie, în Opinci și cu Suman. Imediat după vernisaj a avut loc și un simpozion cu aceeași temă, tratată dintr-o perspectivă mai largă, istorică. La Muzeul de Istorie din Roman s-a deschis vineri 24 februarie o expoziție temporară care va ține până în jurul datei de 20 mai. Expoziție ce are titlul Periplu prin istorie în Opinci și cu Suman este o expoziție etnografică prin piesele pe care le expune, dar este o expoziție care este tratată atât astăzi la simpozionul care a avut loc imediat după vernisaj, cât și la ghidajul pe care specialistul îl face atunci când are vizitatori, este tratat dintr-o perspectivă mai largă, istorică, tocmai pentru că lumea rurală nu este o lume izolată, încercuită cu ziduri, da, și specifică doar unei zone, ci vorbim despre circulația oamenilor, cei care au dus mentalități, elemente ale modului de trai și multe altele, într-o permanentă mișcare între oraș și sat, determinând astăzi astfel specificul zonelor, așa cum numesc pe de o parte etnografic, pe de altă parte istorici. Deci este o expoziție extrem de solicitantă, chiar și pentru noi, cei care am organizat-o, iar ca un amănunt în plus, un lucru pe care l-am învățat și noi acum, este faptul că vedeți dumneavoastră, elementele de port popular au fost folosite nu doar de cei care le-au creat, de țărani, ci inclusiv armata românească în perioada modernă, până în perioada Primului Război Mondial, a avut în componență Suman și Opinci, în trupele de dorobanți sau grăniceri de munte din țara românească. Un lucru pe care realmente l-am învățat din mers făcând cercetare pentru această expoziție. Câte exponate se regăsesc? Sunt multe, pentru că avem ca partener Muzeul de Etnografie din Piatra Neamț, Muzeul Municipal din Pașcani și sunt peste 150 de exponate și aici includ și accesoriile care sunt elemente de uz comun. Mă refer la ulcioare, ploscă, eu știu, tiocurile, punga pentru bani, bârnețele, mă rog, accesorii vestimentare. Deci sunt foarte multe piese, nu doar sumanele și opincele la care face trebuie. Simpozionul și expoziția au fost organizate în parteneriat cu Muzeul Etnografic Piatra Neamț și Muzeul Municipal din Pașcani. În expoziție se află peste 150 de exponate, acestea incluzând și accesoriile vestimentare. La simpozion au avut intervenții Florin Filip, expert UNESCO în patrimoniu imaterial, Daniela Calistru, directorul Casei de Cultură Pașcani, Daniel Sava, muzeograf la Pașcani, Florentina Buzeschi, muzeograf la Muzeul de Etnografie Piatra Neamț, Mihaela Ciobanu, Muzeul de Artă Roman, Sorin Grumuș, expert militar și Relu Butnariu, inițiatorul manifestării.